Salutare, tovară, și bine m-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Astăzi avem ceva treabă pe website, pentru că știm cu toții liderul SFPD are inactivitate, domnul Fosil. Bine, nu știți cu toții, dar aflați acum. Are inactivitate și, bineînțeles, trebuie să ne ocupăm de facțiune. Chiar dacă nu sunt pe SF, nu contează, sunt admin 4, pot să mă ocup. Așa că să ne ocupăm azi de facțiunea SFPD, într-o oarecare măsură. Și după o să intrăm în joc și să vă povestesc cum a fost astăzi în cadrul concursului România au Talent. Dar înainte de toate, haideți să intrăm în joc. Doamne, pe website. Dăm pe lider, dăm pe resignation și vedem că este o demisie în așteptare. Tipul nu are timp de sam, un motiv tipic pentru o demisie. Acceptată 0 FP și spunem demisie acceptată, baftă mai departe. Nu trebuie să mai verific dacă are complaint deschis sau alte chestii de genul, pentru că nu m-ar lăsa să-l demit. Dăm pe răspunde slash answer și aia e. După dăm pe reports, ia să vedem un complaint asupra domnului fin.exe făcut acum recent, acum câteva minute, 10 de minute. Ok, deci este un complaint proaspăt, putem spune. Aș dovadă video se încarcă acum. Scrie și noi așa aici, așteptăm dovezile. Pac, coment. Nu știu dacă mă vede ca lider sau ca admin. Sunt curios să văd ca ce mă vede acum în comentarii. Pentru că sunt și lider și admin. Bine, lider pus în facțiune ca admin 4, dar anyway. Să vedem acum ca ce mă vede. Haide, te rog, eu nu te bloca acum. Website-ule, că trebuie să mai arăt. Așa, mă vede ca lider. Ok, mă vede ca lider. Dăm pe updates aici, că vreau să vă arăt ceva. După cum vedeți și în titlu, Bizon a revenit la școală. Bizon back to school. O să dau 5 stele la acest update. Pac, 5, 5 stars. Pac. A fost activat quest-ul și avem așa 150 de cărți. Aoleu, cărți. Câte 50 în fiecare oraș. La finalea questului vei primi 150 de K, 20 de puncte de respect, 10 așa, și un skin silver sau platinum. Bă, aș face numai pentru asta. Lasă-mă Razer-urile Synapse. A fost activată comanda GetGift, va fi alocația specială amenajată făcută de Delix, ok. GetGift-ul știm cu toții, quest-ul și gift-ul se vor dezactiva automat pe 30 septembrie, ok. Probleme rezolvate, misiunea lui Dimitri Petrenko va fi reactivată în zilele următoare sub formă de misiune normală. Ok, prin urmare, misiunea lui Dimitri rămâne. Este acuși. Avem altceva de făcut, în rest, ce s-a mai întâmplat pe aici? Au primit remove mai mulți admini. Oh, mi s-a părut că a fost un promovat, un nou admin, admin pad, nu suntem ăștia noi care suntem de foarte mult timp. Opa, ceva admin noi pe aici? Nu, nu văd niciun admin nou pe aici. În rest au primit remove câțiva admin, Jack de la admin 3, parcă Nico a mai primit remove. În rest cam atât, s-a renunțat, remove, I don't know. Anyway, nu vorbesc pentru că nu știu 100% sigur, nu am uitat. Acuși, haideți să intrăm în joc și să ne jucăm, nu? Și să vă povestesc cum a fost astăzi la concurs. Pac. Alright, am intrat în joc. Se pare că filmarea a pornit un pic mai greu ca de obicei, pentru că așa face Nvidia Shadow Play-ul, pornește la câteva secunde. Foarte greu pornește, dar n-am ce să fac. Ups, aici e Get Gift-ul. Opa. Ce facem? Back to school. Opa, back to school, enter for Get Gift. Asta e vechi 509. Stai să ne spawnăm și noi o motocicletă sau ce. Stai, cineva mă roagă ceva, dar nu știu ce sunt. Ce mă rogi? Stai că nu știu ce mă roagă. Probabil a scris ceva mai sus și eu nu m-am uitat. Hai să mergem cu bicicleta asta. Dă un slap down și un slap înapoi. Ok, se pare că te-ai blocat, să înțeleg. Slap 153, what? Set HP 153-100. Ești blocat sau. De ce? Down, nu slap. Pentru PTC. Slap down. Adică pe ce te-ai duce? E ceva blocat? Nu e nimeni blocat. Că e buguit aici. Jos o carte. O carte aici. A? Slap down 153, ia. Bă, chiar e o carte aici. OMG, chiar e o carte. Ok, treaba asta ar trebui raportată. Slap down 186. Treaba asta chiar ar trebui raportată. Acum filmez, nu. Ok, cineva se pare că a luat undeva. Liderul meu are inactivitate. Fosil a lăsat. Aoleu, nu te bloca, te rog. Așa, a lăsat scris să nu dea nimeni rank up dintre adminii 4. Bun. Acuși, hai să vă povestesc cum a fost astăzi la România Talent. Pentru asta o să dau un turn off ca să ne concentrăm pe ceea ce vă povestesc eu. Treaba asta felul am trecut mai departe. Mulțumesc lui Dumnezeu. Dacă ați văzut postarea de pe Facebook, facebook.com/swiftygamingro1, puteți vedea și acolo postarea. Acum că, da, am trecut mai departe. Ce înseamnă asta? Am trecut la juriu și hai să vă povestesc cum a fost. Am venit acolo, dar cât timp vă povestesc eu cum a fost, hai să facem ceva care să nu vă plictisească totuși.
ce vă plictisește pe voi? Bă, cineva mi-a spus, băi, Swiftule, fă-și tu job, că na, ești admin, nu te mai n-ai făcut job de mult. Ok, îți facem job, tracker, fac. Pe Daniel am văzut că face job. Da, Daniel supervisor, nu alt Daniel. Îi place să facă job. E de înțeles. Stai să dau get give mai întâi. Mergem imediat. Am venit acolo, m-am pus la rând, am completat o foaie de înscriere pe loc. Și haide să vedem ce se întâmplă. Prima oară am făcut o poză, după m-am dus în sala de documentare, asta undeva la interval de o oră, pentru că erau foarte mulți concurenți, și după am văzut sala de documentare, sala de documentare mi-au pus câteva întrebări pe lângă cele care mi-au fost puse pe internet, în formularul de înscriere pe internet, o nouă mission points. Și am mai completat fata aia pe monitor acolo ca să trimitem baza de date și aia a fost. După faza 3 a fost proba contrarie cu cântat. Să vedem, bă, cânti frumos, nu cânti frumos, ce faci tu aici? Am intrat în sala de cântat, negativul l-am adus pe stick și a scris pe el numărul concurentului ca să știe. Am interpretat melodia poezie de stradă de la VG Mafia, au găsit și pe internet. Mie unul mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut că mie, și mi s-a părut că mie scoate în evidență calitățile vocale această melodie. Dă-te, te rog frumos. Așa, work. Mie mi s-a plăcut că scoate în evidență calitățile vocale și am spus, ok, pasta trebuie să o cânt. Și aia a fost. Pasta am cântat-o, juriul era format bine, jurul. Erau câțiva producători acolo, că nu era juriul în sala respectivă. Și m-au pus să... am cântat, la final mi-au spus, bravo, ai cântat... ok, mi-a spus, adică nu mi-au dat foarte multe indicii, băi, ai cântat bine, ești cu nu știu ce. La care mi-a zis, o să te trimit la sala 1 pentru că trebuie să te mai vadă cineva. Eu m-am gândit, bă, ce se întâmplă, n-am cântat destul de bine, trebuie să mă vadă mai multe persoane. Ulterior m-am aflat că cei care au satisfăcut jurul din punctul de vedere a ceea ce au prezentat, ei îi mai trimitea la altă sală unde la cealaltă sală erau profesioniști, erau... Nu pot spun cine a fost în juriu, însă erau profesioniști acolo, nu că ăștia de prima oară n-au fost. Însă aia din ultima sală erau ceva mai duri, mai exigenți. Te punea să faci mai mult decât ceea ce ai venit tu. Și cam asta a fost și la mine, m-am dus în a doua sală, în timpul ăsta eram plin de emoții. A doua sală, sala cu numărul 1. Eram plin de emoții, să știți, pentru că în primul rând melodia aia îți solicită foarte mult gâtul și pe lângă melodia asta am și imitat personaje. Știm cu toții videoclipurile mele cu Vișinescu, știu că v-au plăcut, însă l-am invitat pe Vadim Tudor pentru că pe fișa mea de scriere scria că pot să și imit și m-a cam rupt foarte tare de gât. Ceea ce m-am bucurat eu este că i-am făcut pe oamenii respectivi de acolo din prima sală să râdă. M-am bucurat și când am văzut că l-am invitat pe Vadim și aia să tăvălau de râs, mie, asta pentru mine a fost o foarte mare, foarte mare apreciere din partea lor. Nu trebuia să-mi spună, băi, ești cel mai tare, însă faptul că au râs și că i-am bine dispus, pentru că m-am mai spus eu, scopul meu este să vă bine dispun cu videoclipuri, să bine dispun lumea din jurul meu cu ceea ce fac eu și cu ceea ce creez eu. Prin urmare, scopul respectiv a fost atins și m-am bucurat foarte tare. Așa că am mers cu forțe proaspete către sala numărul 2, unde acolo ghișe, ăia erau foarte exigenți. Îmi dă microfonul în mână, care era un microfon foarte greu, pot să remar treaba asta, avea undeva la 700-800 de grame, minim, microfonul respectiv și nu exagerez. Pentru că avea și un acumulator, ceva, I don't know ce era ăla, însă avea ceva. Și ghici. Ce? Pune negativul, când prima strofă, mă oprește după prima strofă și îmi spune, auzi, dar tu un pic nu ești pe negativ. La care eu zic, cum nu sunt pe negativ? Și îmi spune, tu auzi negativul? Și de-abia atunci îmi dau seama, bă, stai puțin că eu negativul s-aude extrem de încet. Și am spus, hai încă o dată cu negativul mai tare, am cântat a doua oară cu negativul tare și a fost ok, am fost pe beat, a fost totul în regulă, nu m-am desincronizat a doua oară, pentru că negativul a fost foarte încet și nu aveam cască în urechi, era doar pe boxă. Ceea ce e un pic mai dificil de cântat. Alright, toate bune și frumoase, însă îmi spune, ok, pot să-mi imit și mie pe cineva aici, cum ai imitat în sala anterioară? Da, pot. Și am imitat pe Gigi Becali data aceasta. Și treaba asta în felul următor cu GGV, care mi-a spus, ok, mi l-a imitat. Și aici vine provocarea supremă, dar poți să cânti BG Mafia când tu îl imiți pe GGV Cali? E, aici a fost provocarea supremă. Provocarea
Supremă, supremă a fost această provocare. Să cânt Virgin Mafia în timp ce imit vocea lui Gigi Becali. Nu vreți să știți ce a ieșit. Nu vreți să știți cum se tăvăleau ăia de râs pe acolo și cum, mamă, frate, ăia nu mai puteau de râs. Efectiv, Gigi Becali să cânte Virgin Mafia. Păi mă gândesc și eu acum, băi, chiar atât de nebun să fii să mă pui, fac așa ceva. Bine, nebun în sensul bun al cuvântului, o nebunie din aia isteață ca să-l pui pe ăla din fața ta într-o dificultate. Nu, tu nu vrei să vezi cu ce a venit el de acasă pregătit, tu vrei să pui într-o dificultate, tu ca jurat, ca producător, ca ce vrei, tu vrei să pui într-o dificultate, să vezi dacă se descurcă și într-o situație mai altfel. Și m-am prins de treaba asta, că asta a vrut de fapt să facă și că n-a vrut să vadă cât de bine limite o foarte pe Gigi Becali și cum îmbin cele două talente între ghilimele care sunt scrise pe foaia de concurs sau cu ceea ce mă prezint eu. Eu nu mă pot evalua singur. Nu pot. Și mi-a spus în episodul anterior și că, bă, Swift, ai spus să te autoevaluezi singur și e pleonazm. Da, Mădălina, știu că e pleonazm, dar în episodul trecut am fost foarte obosit. Azi am devenit verbal mai mare pentru că se pare că am fost vorbit toată ziua. Am stat de la 9 jumate acolo până la 2, deci 4 ore și jumătate, aproape 5 ore, să zicem. Acolo pe filmări, pe diferite cadre, după am făcut un mic, zicem așa, promo, după s-au făcut mai multe chestii. Pe acolo și am filmat, aia a fost. Și m-am distrat foarte mult. Ce m-a fascinat pe mine? M-a fascinat în primul rând studioul, pentru că pe mine, vă dați seama, făcând, acum că sunt în fața voastră, datorează faptului că îmi place ceea ce fac și că îmi place lumea asta, să zicem, social media, dacă nu-i foarte mult spus. Lumea asta, social media, că tot de conținut, camere, microfoane, tot ce ține de audio, de tehnică, de videoclip. Și pentru mine acolo să fiu în spate și să văd cum se creează un promo sau cum se filmează sau cum funcționează o cameră profesională sau cum se montează o lavaliere. Pentru mine lucrurile astea, chiar dacă par mici în teorie și poate pentru unii nu reprezintă ceva wow, pentru mine chiar a reprezentat lucrurile pe care le-am vrut să le văd de mult. Cum funcționează în spate o emisiune, cum se folosește, cum se face, care sunt regulile. Și pentru mine asta a reprezentat o șansă și m-am bucurat foarte tare. Deci chiar eram ca un copil de la de 4-5 ani care e dus prima oară la un carusel și se bucură de tot ceea ce vede acolo. Nu mai interesează altceva. Eu efectiv m-am bucurat și m-am distrat. În primul rând, mamă, mâncați așa, adminul, adminule cu fly-ul tău. Și m-am bucurat foarte tare. Băi, în altă, și cam asta. Și după mea, când, după a doua sală și după ce am fost evaluat și așa, am zice, te duci și semnezi contractul. Stai puțin. În momentul ăla pot spune că am fost extrem de fericit, foarte, foarte, foarte fericit. Și m-am gândit, băi, înseamnă că tot ceea ce am făcut eu și ceea ce îmi place mie, muzica rap, Beauty Mafia, pentru că ador trupa Beauty Mafia, înseamnă că nu s-a dus în zadar, înseamnă că n-a fost tot un zadar și înseamnă că, și pentru mine, în primul rând, când cântam acolo, mă gândeam la trupa Beauty Mafia și că o fac, în primul rând, pentru ei, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față cu mine și cu tot treaba asta, cânta sau nu știu ce. Eu nu știu dacă cânt bine, vă spun sigur, sincer, eu nu știu dacă cânt bine. Am avut nevoie de evaluarea cuiva și chiar acum, după ce am trecut, eu încă nu sunt ferm convins că eu cânt bine. Însă, știți cum e, poți să nu cânti bine, însă, dar poți să distrezi publicul. Și dacă le îmbin pe astea două, gen, sunt conștient că nu am calități vocale, nu am cea mai bună voce din lume, nu am o voce bună de cântat. Însă pe muzica rap nu e totul despre cât de corect cânti notele muzicale, ci și despre ceea ce transmiți. Și, na, nu știu, eu nu pot să mă evaluez singur. Asta rămâne la aprecierea celorlalți, eu nu mă pot evalua singur. Și tot a fost bine, am completat 50.000 de foi și acum rămâne și că următoarea etapă ar fi cu cei de la televizor. Dar mie să nu mai fie încă vreo două, între, încă vreo de astea eliminatorii, știi? Dar eu sper că ajungem acolo la televizor și aia, dacă am avut emoții, probabil vă întrebați. Emoțiile foarte mari le-am avut înainte să încep să fac ceea ce am făcut acolo. Când a început instrumentalul, tâng, 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 am pierdut orice emoție s-a dus, pentru că am zis, băi, stai puțin ce fac. Am șansa asta pe care probabil unii nu o au și mă gândesc ce fac eu acum. Dau cu piciorul acestei șanse. Foarte încurajator era faptul că înaintea mea, oamenii care mai ieșeau din sala respectivă erau trimiși acasă cu scuze, dar nu ne interesează, adică nu ne-ai convins sau din aia. Și m-am gândit, bă, dacă o fi așa și la mine, ce s-a întâmplat? M-am rugat la Dumnezeu, Doamne ajută ce o fi, o fi. Doamne ajută ce o fi, o fi. Și aia a fost. Aia a fost. Mamă, mamă, ce e mare ăsta, mâncați-a sufletul tău. Sau nu are aim, un pic de sting, dar se vede un pic că am aim. Mesh? Mesh avea numele Daniel înainte.
Nu, no, n-are, nu, are un pic de sync, ia stai, ID 100 și... A, e în SFSI. Înseamnă că e... Stă în altă țară, pentru că se în SFSI sunt străini, I don't know. Și cam asta a fost cu asta. Eu ne m-am uimit foarte mult, pentru că am avut oportunitatea să văd cum se vede în spate o emisiune, cum este făcută, cum se creează, cum știe, și vreau să vă spun că este foarte multă muncă, extrem de multă muncă. Pentru, în primul rând, pentru echipa de filmare e foarte multă muncă, cât și pentru producători, pentru regizori, pentru tot ceea ce ține de echipă, este o muncă foarte mare în spate. Noi la televizor vedem produsul final, însă până la produsul respectiv ai multă bătaie de cap. Foarte multă bătaie de cap. Doar simplu faptul că în fața ta se află constant 50.000 de lumini, reflectoare și camere, asta poate fi stresant și oarecum obositor, foarte obositor. Da, poate nu credeți că dacă stă în fața ta o lumină e obositor, însă stând într-un loc unde luminile predomină și lumina de filmare predomină, credeți-mă că este obositor. Este chiar obositor, stând foarte mult timp acolo. Acum gândeam ceea ce spunea domnul Mihai Bendeac. Spunea, băi frate, mă trezesc dimineața, de vreme ajung seara la 12-1 noaptea și să rup după o zi de filmare. Și sunt, mă dor ochii și așa mai departe. Da, chestia asta chiar se întâmplă, nu mănâncă nimeni rahat. Chiar se întâmplă chestiile astea. Și cam asta a fost. Acum, hai să ne concentrăm pe jocul nostru. Pac, nu se poate, am dat 3-3. Eu, 3-3. Pac, și nu, nu am cod în calculator, v-am mai zis că eu nu joc cu cod. Pac, stai, pac, trebuie să facem și pe ăsta. Pac, mamă, ce i-am dat-o, wow. Nu, fraților, nu am aim, nu sta atât de dus cu capul încât să mă filmez cu aim. Fuck. Da, dar zice că am aim, zice că am aim warning-ul. Îl au 20% și am dat eu accuracy 100%, ai nu zău. Hai să vedem unde sunt oamenii. Ups, fete, numai cu Deagle te fac, pac, 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 pac. Nu vreau să bag, să hai că bag M4. Sau nu bag M4, lasă așa, pac. Țaca paca. Țaca paca, țaca paca, unde mai sunt inamici? Uite acolo, suntem pe locul 1? Da, suntem pe locul 1, hai să vedem dacă ne putem menține pe locul 1. Ups. Te fiu atent și la spate, trebuie să-mi păzesc spatele. Pac, 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 țaca paca, țaca paca. După meciul ăsta de paintball o să vreau să fără ceva. Țac, țac, pac, țac, țaca paca, țaca paca. Stai, Favi, Favi, stai, nu, stai puțin. Stai o clipă, stai, stai. Fuck, te-am făcut eu, teu. Haide, frate. Nu, nu așa, nu așa. Haide, frate, mi-a furat kill-ul. Fuck. Ținta asta este foarte bună. Nu știu cum mod pe cool, dar știu că este pe site-ul modul pun gratis, nu știu cum se numește. Alt mod pe cool. Fuck, fuck, stai, stai. Chincătă, chincătă. Nu, nu, fuck. 5 secunde, hai, poate îi dăm lui. Hai, poate îl omorâm, îi dăm, lasă zic, îi dăm rectul. Gata? Bun, și cât am câștigat? 5 dolari. Foarte mult, să știți, foarte mult. Hai să vreau să vă arăt ceva, da? Gotos FPD, nu există comanda asta din păcate. Dar există Gotos SPD, dar nu există Gotos FPD. Genius. Hai să vedem. Vreau să vă arăt acum la Get Gift harta cum e făcută. Vreau să vedem împreună, să discutăm puțin. Ok, un element de decor foarte frumos. Aici ar trebui... Nu pot să intre aici, bineînțeles. Și aici, o fântână mare. Aici ar mergea să fie... Mai multe elemente florale. Uite, flori pe aici, flori, flori, flori. Mergea să fie flori, 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 flori. Și aici asta mi-aduce aminte de casa albă. Putea să fie și un steag al Americii aici, pus așa ușurel. Haideți să scoatem aici tati o casă, pentru că știu că probabil asta vă doriți și voi, pentru că știu că vă place treaba asta. Inactive house. Hai, zice stop. Deci cam azi mi-a făcut un tip, un truc, un pachet de cărți de concurenți. Și mi-a ieșit că spui stop unde vrei tu și eu acolo opresc separarea pachetului. Așa că vă zic și voi. Eu dau un jos, voi spuneți stop. Bine, am zis-o stop pentru voi. 472, ce casă e asta? În SF, face undeva la... Cred că e casa cu interiorul. Da, interiorul ăsta, am avut și eu casa asta. Am dat pe ea 60 de K, acum foarte mult timp. Casa asta face undeva la... Nu zic 200 de K, asta zi știți. Face undeva la... 80-90 de K. De ce atât de puțin? Pentru că e în SF și pentru că e izolată și pentru că... Da, pentru că e în SF. Stai să mă loghez și eu pe website, doar un moment, pac, pac. Cineva spunea, bă, de ce nu tai momentele astea din episod atunci când te loghezi pe website sau ceva genul? Pentru că vreau să vedeți și voi cum fac, dacă ar fi totul tăiat, ar fi totul regizat, ar fi totul, totul așa, voi n-ați mai trăi odată cu mine ceea ce trăiesc eu și eu nu vreau să vă arăt cât de tare sunt eu la editat, vreau să trăiți videoclipul odată cu mine, să vă bucurați videoclip odată cu mine, să-l trăiți odată cu mine. Super Viper 2016, da? Se pare că și-a făcut contul în 2016, presupun. Da, în 2016, nu. Contul și-a făcut în 2017. Păi și de ce și-a pus numele 2016?
Oh my god. Ok, hai să vedem, luna aceasta nu ne interesează, august 4 ore, iulie nimic, putem scoate casa licitația, să vedem doar când a cumpărat-o. Cineva mi-a zis acolo succes, am fost și am trecut mai departe, mulțumim lui Dumnezeu și vouă pentru susținerea voastră. Trade. Trade, offer din Fernus House. Tipul a dat pe casă, stai, asta e casa 264, 295, 465, 46. Bă, tipul ăsta a cumpărat o tonă de case, dar nu le-a cumpărat acum. Infernus 264, 4. Ok, casa care a cumpărat-o cu buy property, pentru că pe trade nu arată. Model Infernus, seller dealership, nu. Bă, am intrat pe contul bun, ia stați o clipă. Dăm aici pe property, să nu mă duc pe contul altuia, să-i scot altuia casa agitație. Nu, asta e, 472. Și dacă dau eu aici pe income și dăm aici pe trade, casa a fost cumpărată, aoleu, mâncați aici, nu mai văd. 472 asta, da? House 109, 210, 472. Offer mountain bike. Offer mountain bike. Offer mountain... Ok, casa asta a cumpărat-o în aprilie. O putem scoate lejer. Asel house to state. Stai că vreau să intru în casă. Salutare Robert EQ. Edit owner minus 1. Auto auction house 472. Și nu era inactiv. Ba, mai scoatem o casă? Hai că mai scoatem o casă. Păi da, cum să nu scoatem noi o casă? Stop! 361. Ce asta? Am avut și eu casa asta. Hugo. Și faci undeva la 80 de K, 80-90 de K. De ce? Pentru că e în SF. Dacă era în LS, casa asta făcea undeva la 150 de K. Dar fiind în SF, face cât v-am spus mai devreme că face. General Info, nu, Search Player. Hugo, Hugo, Victor Hugo. Care a scris singur pe lume, nu? Nu, ăla e de Hector Malot. Ce a scris, mă, Victor Hugo? Nu stă pe limbă, a scris ceva foarte popular. August 4 ore, iulie 9 ore. Ai scăpat, prietene. Domnule Hugo. Stop. 242, ce e asta? Mihai Gamer. Casă lângă paramedic sau LV taxi? Paramedic, e zona paramedics. Ups, stai, nu asta, Mihai Gamer. Hai să dacă putem scoate casa agitația lui Mihai Gamer. Domnule Mihai Gamer, tu luna aceasta ai 0 ore, dar nu ne interesează. Luna... Nu mai ai jucat de pe iunie și pe iunie e o oră. Oh my god. Stai să dăm pe income și să vedem acum când a fost cumpărată casa și cu cât. Casa asta eu zic că face undeva la 150 de K. Și l-a dat pe ea 242 offer de 200.000 de dolari a dat pe ea. Ok, nu pot spun că ți-ai luat mare țeapă. Sell house to state, edit owner minus 1. Edit owner. Poți să vinzi casa asta și la 300 de K dacă găsești un cumpărător mai naiv. 242 er inactiv. Gata, băi, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Vom încheia aici ca să pot să-l și postez în seara asta. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, pentru toată susținerea și, ca de obicei, stay close, bye!